Din nou în direct, zeci de kilograme de semințe de mac au fost retrase din supermarketurile din Alba în urma unor sesizări la Direcția Sanitar-Veterinară. Concret, 74 de kg de semințe de mac au fost retrase de pe rafturile unui mare lanț de magazine din județul Alba. Motivul autorităților, cantitatea de alcaloizi de opiu era una mult prea mare și depășea cu mult limitele legii. O anchetă a fost declanșată în acest caz, iar autoritățile încearcă să afle cu exactitate de ce cantitatea de opiu din macul care se vindea în magazine era atât de mare.